Cum blocăm sau deblocăm un număr de telefon? Deblocat, v-am arătat cum se blochează un număr de telefon. Acum să vă arăt cum se deblochează un număr de telefon. Pur și simplu ne-am certat, dau un exemplu, cu iubita, iubitul. Da, i-am blocat numărul. Acum ne-am împăcat. Și nu știm cum să-i deblocăm numărul ca să putem să vorbim cu persoana iubită. Sau cu cel care ne-a supărat, pur și simplu. Hai să vedem ce pași trebuie urmați. Deschidem agenda telefonului. Sus în dreapta sunt trei punctulețe în căutare Google. Dăm pe ea, intrăm la... ne apare. A apărut pictogramă și ne apare. Istoric, apeluri, setări, ajutor și Facebook. Dăm pe setări. La setări ne apare opțiunea de afișare, sunete și vibrații. Răspunsuri rapide, conturi pentru a apela, numere blocate, mesagerie vocală, accesibilitate și așa mai departe. Dăm la numere blocate, apăsăm pe el și ne apare. Nu vei mai primi apeluri sau mesaje text de la numerele blocate. Dacă vrei să mai adaugi un număr, dai pe adăugare număr, adaugi numărul de telefon și rămâne blocat. Să vedem cum deblochem numerele de telefon. Avem trei numere, da? Blocăm, deblocăm, dăm pe X și spune, deblocați numărul 0, dăm pe deblocăm, da? Al doilea, deblocați numărul de 021, așa, dăm și deblocăm. Iar ăsta la rămâne aici. Por la treabă cu deblocarea numerelor de telefon.